găsit, dragilor, la Politech. Sunt Alexandra Marian și vă invit astăzi să ne urmăriți, să urmăriți o ediție cu totul specială, pentru că avem privilegiul să avem aici ca invitat la noi în studio pe doamna profesor doctor inginer Raluca Ada Popa, cadru didactic la poate cea mai bună universitate din lume, și anume Berkeley din California. Vă mulțumim, doamna profesor, că ați acceptat invitația noastră și că, în ciuda programului foarte încărcat, ați găsit un pic de timp să vă alăturați Politech. Mulțumesc și eu, mă bucur că am putut să vin. Cum este șederea dumneavoastră în Timișoara până acum? Știu că vă aflați pentru prima dată aici, ați făcut și o scurtă vizită la noi în universitate. Cum o găsiți? Este caldă. Este caldă afară. Glumesc, este foarte frumos. Este prima oară când am vizitat Timișoara. Evident, sunt din Sibiu, din Ardeal, am văzut alte locuri ale României, am văzut Sibiul, dar este foarte drăguță Timișoara. Am fost impresionată, mi-a plăcut foarte mult diversele piețe, am făcut și un tour și mi-a făcut deosebită plăcere să cunosc membrii Politehnicii, profesori din domeniul meu, precum și domnul rector, domnul prorector, și să aflu despre multele activități pe care le desfășoară și sunt impresionată. Ne bucurăm să auzim acest lucru. Poate, de ce nu, se pun bazele unei frumoase colaborări pe viitor. Da, desigur. Dragilor, aș vrea să trec în revistă, să vă spun pe scurt de ce am afirmat mai devreme faptul că este un privilegiu să o avem pe doamna profesor alături de noi. Doamna profesor, doctor inginer Raluca Ada Popa este în prezent antreprenor și profesor la Universitatea Berkeley din California. Originară din Sibiu, cum a menționat și dumneavoastră mai devreme, ați fost admisă la Caltech după absolvirea liceului, v-ați transferat apoi la MIT, unde ați absolvit facultatea, și acum predați la Berkeley, în California. În 2009, doamna profesor a fost desemnată cel mai bun student la informatică din lume, ulterior premiată pentru cea mai bună lucrare de doctorat la MIT. Aflăm niște și povestim despre niște universități de top, da? Cum a fost, doamna profesor, toată această experiență? E greu de descris în câteva cuvinte. A fost minunat, a fost extrem de stimulant, a fost evident multă muncă și a fost un vis realizat. Nu visam la aceste facultăți, nu credeam că chiar voi ajunge să fiu student acolo și să fiu studentă premiată. Dar a fost extrem de stimulant, extrem de interesant. Am învățat atât de multe lucruri, am atât de multe amintiri frumoase și, evident, mi-a pus bazele carierei. Dar, în general, a fost unul dintre anii cei mai frumoși din viața mea. Cum vă mai amintiți cum ați început să visați la asta? Da. Erați un licean în Sibiu, da? La un liceu din Sibiu și... Da. Cum au început demersurile dumneavoastră să ajungeți unde sunteți acum? Absolut, da. Eram la liceu și făceam olimpiada de fizică, matematică și informatică și știam că cei mai buni olimpici mergeau în state la aceste facultăți, MIT, Berkeley, și evident îmi doream și eu. Studiam cursuri de la aceste facultăți, studiam manuale pe care profesorii le scriau, paperele lor, și admiram enorm. Și îmi doream și eu să ajung acolo. Așa că am aplicat din liceu și mulțumesc foarte mult profesorilor de la liceul Gheorghe Lazăr, unde am studiat, pentru că m-au susținut și pentru că liceul este foarte bun și educația pe care mi-au dat-o a fost foarte bună, inclusiv suportul pentru olimpiade. Și am ajuns acolo. Drumul nu a fost ușor, a fost anul acela de aplicație, a fost, cred că, cel mai greu din viața mea. Pentru că era foarte diferit sistemul de aplicare. Din un elev din Sibiu nu era neapărat elevul tipic care aplică și mă gândeam cum pot să mă diferențiez eu, cum pot ca ei să mă observe. Am început prin olimpiade, făceam olimpiade destul de mult și câștigând olimpiade asta m-a ajutat, mai ales pe partea de fizică. Dar a fost și testele acelea SAT 1, SAT 2 și am vrut ca să le arăt că sunt bună. În loc să iau două teste de SAT 2, am luat 6. Adică nu doar SAT 2 era genul matematică și engleză, writing, dar am luat încă 4, cum la chimie, biologie, franceză, spaniolă, deci nu mai știu câte. Deci a fost foarte multă muncă să ajung acolo.
ce? Probabil că mai sunt cu siguranță liceeni care acum se gândesc ce fac când termin. Care ar fi primul lucru pe care i-ați sfătui să facă dacă ar fi să își dorească să acceseze o asemenea instituție de învățământ superior? Da, în primul rând trebuie să iasă în evidență cu ceva excepțional. Pentru că nu este... Americanii nu cunosc sistemul românesc. De exemplu, scrisorile de recomandare pe care le primești de la un profesor din România nu neapărat au încredere în ele sau nu neapărat cunosc acea persoană și nu știu cât de calibrată este la cum se scriu scrisorile. Deci, în primul rând, trebuie să se evidențieze prin ceva excepțional care să fie de încredere. De exemplu, olimpiadele, dacă câștigi olimpiade naționale sau internaționale, este un fapt. Sau dacă iau teste standardizate americane la care excelează, iar este un fapt concret. Sau lucrează la un proiect de cercetare sau un proiect umanistic care implică companii sau entități internaționale care sunt de încredere, iarăși se pot evidenția. Deci cumva trebuie să se evidențieze prin ceva excepțional, dar care este și ceva care ei cunosc și au încredere. Pentru că vorbeați mai devreme de olimpiade, acum de câteva zile echipa națională a României de fizică, elevii noștri sunt pe locul 4 în lume la Olimpiada Internațională Fizică. Probabil că vor fi, nu știu, colegi de dumneavoastră în scurt timp. Aveți acum colegi români? Am colegi români, de fapt chiar destul de mulți. Lucrez îndeaproape cu profesorul Ion Stoica, care este excepțional. Este senior mie și este impresionant și ca profesor și ca antreprenoriat. A făcut firma Databricks, care e evaluată la 40 de miliarde de dolari acum, pe baza cercetării. Pe lângă asta am o altă colegă, Anca Drăgan, în robotică, care este de vârsta mea. De fapt, am pornit la Berkeley împreună. Eu sunt pe securitate, ea este pe robotică. Chiar am născut și în același timp. Deci este foarte frumos să o am ca colegă. Sistemul nostru de învățământ, cel puțin preuniversitar până la clasa 12-a, suportă multe critici din mai multe direcții, dar vedem și astfel de rezultate care ne fac încrezători, adică să sperăm că elevii și studenții noștri totuși poate rămân și în țară. Da, eu zic că din ce în ce mai mult o să rămână în țară. În primul rând despre liceul. Eu cred că liceul în România, liceele bune din România sunt extrem de bune. Liceul Gheorghe Lazăru ne-am făcut eu, extrem de bun, și Timișoara, București, multe orașe mari au licee extrem de bune. De fapt, eu zic că liceele medii din orașele mari din România sunt posibil mai bune decât media din orașele mari din America, dar nu la nivelul facultății. Facultățile din America sunt excepționale. Primele, să zicem, 20 din America, extrem de bune, foarte bune în toată lumea. Și cred că asta este și din cauza că România nu este suficient de multe fonduri alocate universității, cercetării, nu este luată suficient în serios de studenți acest studiu superior, dar este foarte mult talent în România. Dumneavoastră, pentru că spuneați de cercetare, ați avut cea mai bună lucrare de doctorat, da, de la MIT. Din ce am citit despre dumneavoastră, a reprezentat și baza uneia dintre companiile pe care le-ați creat. Da, 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 da. Ce face? La ce abordează lucrarea dumneavoastră de doctorat? Voi încerca să explic în termeni cât mai generali, dar ideea este de protejarea datelor online când sunt folosite, nu doar când sunt transferate sau nu doar când sunt stocate, dar și când sunt folosite și când sunt accesate de sistemele care le procesează. Pentru că în mare parte, atacurile online se fac nu când datele sunt undeva stocate într-un disc și nefolosite, se fac când sunt folosite, când serverele le folosești, de exemplu, pentru ca să-ți arate ție pe Facebook ceva informații sau când te loghezi la un contul tău bancar, atunci în spatele acelui login pe care îl faci, în spatele acelor tranzacții pe care le faci, sunt foarte multe procese care se întâmplă în serverele din bănci. Și atunci sunt foarte multe date confidențiale, cum ar fi cât ai tu în contul bancar, care este
contul tău de card, informații de genul acesta. Și noi protejăm, și teza mea de doctorat a fost să protejez acele date din servere, chiar și când sunt procesate, chiar și când faci o tranzacție, să transferi bani, sau când îți schimbi contul de card, în general, și chiar tot timpul să fie protejate. Înainte erau protejate doar pe părți, pe bucățele, și atacatorii atacau în părțile neprotejate. Și, practic, teza mea de doctorat a arătat cum poți să protejezi tot ciclul datelor, când provine de la utilizator, în server și înapoi la utilizator. Și asta a fost și baza primei mele firme, Prevail, care acum este în Boston. Am pornit-o la sfârșitul doctoratului de la MIT și acum suntem votați ca cel mai bun sistem de criptare pentru firme. Nu este pentru utilizatori personali, este pentru firme gen bănci. Ne folosesc multe firme din genul sistemul de apărare, contractori din apărare, din farmaceutice, din medicale, spitale, chiar și universități ne folosesc. Și acum sunt cam 800 de firme care practic sunt clienți plătitori care ne folosesc acest produs. Care este statutul preferat de dumneavoastră? Cel de antreprenor sau de profesor? Ambele. Ambele îmi place foarte, foarte mult și îmi place că în sistemul american pot să le am pe ambele. Deci pot să fac cercetare cu studenții mei care pun bazele unei nouă tehnologii care rezolvă probleme importante, cum ar fi, de exemplu, cu teza mea de doctorat, unde am putut proteja datele pe tot acest parcurs. Și apoi îmi place să le iau și să le fac într-o companie reală, ca să dau un produs real, să nu să fie doar o publicație undeva în biblioteca mea, ci să fie chiar un produs care poate fi folosit de lume, care poate, sper, schimba lumea spre mai bine, care este ușor de folosit și ușor de adoptat, nu ca un paper, o publicație dintr-o bibliotecă. Deci îmi plac ambele și este minunat că pot la facultate să le am pe amândouă în același timp. Citeam tot așa în documentarea despre dumneavoastră faptul că 32 de asistenți aveți la universitate și aproximativ 800 de studenți. Da, da, da. Este impresionant ce cifre am citit. Ce atrage, în afară de informație, care e evident, la cursurile dumneavoastră? Mulțumesc! Cursul pe care îl predau este de securitatea datelor și mulți dintre studenții de la Berkeley de informatică vor să ia acest curs pentru că vor să devină programatori apoi sau să clădească firme sau să aibă diverse funcții în domeniul IT și software. Și știm că sunt foarte multe probleme de genul atacuri online care se întâmplă mereu și asta distrug reputația firmelor, distrug fură date confidențiale, adică au repercursiuni foarte urâte. Și de asta mulți dintre ei vor să studieze securitatea ca să-și protejeze mai bine ceea ce vor clădi mai încolo. Ați luat ceva de la profesorii dumneavoastră din liceu în modul dumneavoastră de predare sau v-ați adaptat complet? Nu pot să spun că modul de predare am împrumutat foarte mult pentru că este foarte diferit. Mi-aduc aminte în liceu, era foarte bună pe matematică, pe informatică, dar nu era aceeași interacțiune pe care avem cu studentul în state. Pot să spun că m-am inspirat din profesorii din state la care mi-a plăcut cel mai mult cursul lor. Uh-huh. Și este mult mai multă interacțiune, adică invităm studentul să ne pună întrebări, chiar și să, uneori, dacă am spus ceva cu care nu sunt de acord, să ne spună, dacă au păreri diferite, să ne spună, dacă crede că am greșit ceva, să ne spună. Și este o discuție în care încercăm să împreună să deschidem un subiect cât mai mult pentru ca studenții să ajungă cât mai adânc să-l înțeleagă cât mai mult. Deci este totuși un mod de predare diferit față de cum am studiat eu în liceu, față de cum predau acum la facultate în America. Înțeleg. Cum ați făcut față în cazul acesta? Pentru că înțeleg că puneți mult accent pe interacțiunea asta cu studentul. Da. Cum v-ați adaptat perioadei de distanțare socială? Ce ați făcut în perioada de COVID?
Da, dar într-adevăr. Și s-a întâmplat chiar COVID-ul a apărut în mijlocul semestrului meu, în care predam la 700 de studenți cursul de securitate. Așa că am schimbat imediat pe platforma Zoom, unde am predat online. Și am 22 de asistenți care mă ajută la curs și încă vreo 8 care corectează temele, nu corectează profesorii, că nu avem timp. Okay. Și atunci ce am făcut este, de fapt a fost un pic mai ușor cu interacțiunea prin Zoom. De ce? Pentru că când ridică un student mâna, se poate ridica și pe Zoom și le văd numele. Pe când în sală nu le știu numele tuturor. Așa că pot să le spun, nu știu, John sau Ion, pun întrebare sau pot să cumva să mă asociez numelui lor. Uh-huh. Și pe lângă asta am asistenții care și ei sunt pe chat în timp ce eu predau și explic un concept, un student poate să pună o întrebare în același timp, pe când asta nu se poate în curs în persoană. Și atunci pun întrebare în același timp pe chat și asistenții răspund. Iar eu când fac o pauză, răspund restul întrebărilor. Sau dacă este o întrebare mai grea de care asistenții nu sunt siguri, atunci mă lasă pe mine să răspund la ea. Deci, într-un fel, a fost mai ușor cu interacțiunea. Doar ce a fost mai greu este că, personal, să ne întâlnim în persoană, fizic, a fost... ajută acest un pic contact fizic, cum ar veni, în persoană. Dar, pe lângă asta, restul a fost cu interacțiunea, a fost chiar bine pe Zoom. Deci, concluzionez că inclusiv un detaliu, cum este cel să mă adresez ție cu prenumele, da. Face o legătură între chiar și profesor și student. Face o legătură și este important pentru că acel student, în momentul în care îi spui numele, se bucură că știe, am pus o întrebare bună, sau am dat un răspuns bun și știe că așa mă cheamă pe mine și profesoarea mă va ține minte. De atunci, simte cumva că personal a fost o mică victorie personală, pe când dacă este unul dintre mulți, nu știe, mai ține minte sau nu. Și asta cu ținutul minte contează, pentru că ei poate vor apoi să facă cercetare cu mine, sau vor să facă masterul cu mine, sau vor să le scriu o scrisoare de recomandare. Deci pentru ei contează că eu i-am văzut la curs că au pus întrebări bune, sau au răspuns la întrebări. Eu pun foarte multe întrebări la curs și au răspuns bine. Contează că știe că în ochii mei ei par ca studenți foarte buni. Ascultam un discurs al dumneavoastră, l-ați ținut în urmă cu ceva ani și vorbeați publicului despre faptul că trebuie să îndrăznească. Da. Chiar dacă nu crezi că reușești într-un domeniu, într-o problemă, să abordezi problemele astea foarte, foarte grele, da? Ați îndrăznit. Da, absolut. Trebuie să îndrăznești și este și multă muncă. Și este și să fii sau o echipă bună, adică oamenii din jurul tău, oamenii cu care lucrezi, trebuie să fie și ei la fel, motivați, muncitori și să aibă talent. Și să fie o echipă bună, care lucrează împreună bine și se înțeleg bine. Acum că puneți accentul pe oameni, e disputa asta cu inteligența artificială. Da. Și oameni, roboți, cine face activitatea, cum o face, cum abordați dumneavoastră problema, cum o vedeți? Mie mi se pare extraordinar de interesant, adică mai ales acum cu noi algoritmi, large language models, cum ar veni de la, nu știu, de la OpenAI, de la ChatGPT, cred că multe lume le folosește, de fapt chiar și verișoarele mele îl folosesc. De aici, din România. Mi se pare extraordinar va fi acum. Deci, inteligența artificială există de mult timp, dar în acest moment am ajuns la un punct de revoluție tehnologică, pot să spun, în care a ajuns atât de puternică, este absolut foarte interesant. Deci are posibilitatea de a ne crește productivitatea enorm. Știu că multă lume este frică că nu vor mai avea posturi. Eu cred că vor fi alte posturi de muncă, eu cred că va fi altfel munca noastră, dar cred că ne va accelera foarte mult. Deja văd în studenții mei, implementează și programează de 3 ori mai repede, pentru că îi ajută acest asistent de inteligență artificială. Îi ajută foarte mult, adică în loc să își dea seama fiecare funcție care este, de care are nevoie, pornește de la ceva și apoi ei totuși repară și verifică, se asigură că e de calitate și fac ei parte ulterioară. Dar eu cred că ne va ajuta enorm productivitatea în companii, în firme, în spitale, în bănci, în viața de zi cu zi, în casă. Este într-adevăr o plăcere această discuție și mi-ar plăcea să avem mai mult timp la dispoziție.
Eu vă mulțumesc și poate vom avea ocazia să mai stăm de vorbă, poate vă întoarceți în Timișoara și ne vizitați din nou. Când vă întoarceți în state, mai plănuiți să vă întoarceți curând în România? De regulă venim în România cam o dată pe an, stăm cam o lună, depinde de situația. Acum cu copil mic este o dată, veneam de 2-3 ori, dar acum venim o dată și încercăm să stăm mai mult, deci în general în timpul verii. Dar mai sunt și alte oportunități pentru care mai venim din când în când pentru un timp mai scurt, dar desigur vrem să ne întoarcem și mereu sunt cu gândul și la România, mereu mă gândesc și la casă. Și vă mulțumesc și eu de invitație, mi-a făcut plăcere.